polițiștii din Dolj au depistat un tânăr de 20 de ani din Cârna, în timp ce acesta încerca să vândă un pistol. Pentru realizarea tranzacției, el s-a deplasat în Craiova, unde însă a fost prins de polițiști având arma asupra sa. Pistolul neletal, prevăzut cu un încărcător în care se aflau 4 bile metalice, a fost ridicat de polițiști în vederea continuării cercetărilor. Polițiști din cadrul serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase au depistat în flagrant delict un tânăr de 20 de ani din Cârna, în timp ce încerca să vândă un pistol neletal supus autorizării. Tânărul postase anunțul de vânzare pe internet, prețul solicitat de acesta fiind de 250 de lei. Pentru realizarea tranzacției, cel în cauză s-a deplasat în Craiova, unde însă a fost depistat de polițiști cu arma asupra sa. Pistolul, prevăzut cu un încărcător în care se aflau 4 bile metalice, a fost ridicat de polițiști în vederea continuării cercetărilor, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al muniților. Tânărului a fost întocmit dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și muniților.